Cum e să fii managerul celei mai bune echipe de la Victory Cup? O bucurie, în primul rând, și o surpriză, în al doilea rând, pentru că atunci când am promovat acum două sezoane, nu s-a gândit nimeni la titlu. A fost să fie, a ieșit așa, l-am menținut. Următorul sezon am luat din nou titlu și sezonul ăsta sperăm să facem tripla. E ceva inedit, nu? Să, o echipă care promovează, sunteți un fel de Kaiserslautern. Dacă păstrăm proporțiile, să faceți tripla, să luați al treilea titlu la Victory Cup consecutiv? Da, v-am spus, a fost o surpriză și pentru noi. Dar evident că am prins curaj, sezonul următor a fost și mai bun. Și în ăsta, eu zic că mergem bine cu mici poticneli, dar nu există sezon perfect. Nu au nici marile echipe sezoane perfecte, se mai întâmplă să mai pierzi, mai intervin concedii, mai lipsezi în băieți. Mai ales acum, vara, e destul de dificil să-i aduni pe cei mai buni jucători. Dar sperăm ca, per total, să iasă la fel ca și sezonul trecut. Cu cine anticipați că vă veți bate în acest sezon? Care va fi echipa cu care vă veți lupta până la final? Sezonul ăsta e mai dificil. Sunt vreo 5 echipe care emit pretenții la locul 1. E Oțelul, în primul rând, ca o echipă excelentă, excepțională. Avem la Măria și Ion, iar o echipă foarte bună. In Energy și BSC. Care e secretul vostru? Forța grupului. Am zis mereu, avem un grup unit care se ajută și fiind grupul unit câștigăm cel puțin 20% la valoarea fiecăruia. Ca manager, cum intervii sau cum gestionezi momentele mai puțin plăcute? Că mai sunt și momente de criză. Sunt, trebuie să fii diplomat, noi suntem prieteni toți. Nu e foarte dificil de gestionat. Sigur că sunt seri proaste. E bine să nu vorbim atunci, nu vorbim în seara aia și reluăm lucrurile de unde au fost bune data viitoare. Adică nu sunt conflicte, sunt foarte puține situații în care există reproșuri, foarte rare. Cum vă motivați? Cum îi motivezi pe elevii tăi? Sunt prime de obiectiv, ca să zic așa? Nu există. De la când ne-am apucat, asta a fost din start doleanța noastră, nu există absolut niciun ban la mijloc. Eu cu asociația pe care o reprezint achit doar taxele de joc, strict taxele de joc, în rest niciun jucător de la noi nu primește nicio sumă de bani pentru meciuri. Nu, dar la final, dacă ieșiți campioni, nu e o primă? Și împărțim premiul pe care îl primim de la Victory, mergem în vacanță toți, pentru că premiul principal a fost dintotdeauna de la o firmă de turism. Mergem toți în vacanță, completez cu asociația și asta e modul de motivare. Ai vreun model de manager din sport pe care îl urmărești și pe care încerci să-l aplici la echipă, la Lex Lazio? E greu de spus. Evident că toată lumea ar spune Perez de la Real Madrid, care mi se pare cel mai tare manager. Eu și țin cu Real Madrid, dar sunt mulți care, evident, noi suntem la nivel de amatori și lucrurile sunt mult mai simple, sunt mult mai, e pe prietenie, pe o vorbă bună și pe un suc și o bere după meci. Dacă ar fi să asemeni stilul echipei tale, echipei voastre, cu o echipă din străinătate, care ar fi aceea? Cu Lazio? Cu Lazio în vremurile bune. Vremurile bune când câștiga titlul. Cu Vieri, Salas? Exact. Partenerul nostru, Travel Experience, îți oferă un premiu, dar trebuie să ne ajuți un pic să ne spui ce echipă din top 5 ai vrea să urmărești la lucru la ea acasă. Real Madrid. Real Madrid. Vei primi un bilet de avion și un bilet la un meci de acasă al celor de la Real Madrid. Încântat. E un premiu senzațional. Obișnuiesc să merg la Madrid, deja am vreo 5 drumuri pe acolo, țin cu Madrid de mult timp și e foarte, foarte frumos premiu. Ei bine, Travel Experience te ajută să mai vezi încă o dată Real Madrid pe Bernabeu. Mă bucur mult, mulțumesc frumos. Și noi, felicitări!